la început, nu înseamnă că acum știu, dar la început chiar nu am prea știut ce voi face. M-am gândit că o să fie o emisiune în care o să povestim cu oamenii și asta facem. Trecând timpul mi-am dat seama că ar fi bine să le separăm, să avem o seară în care să discutăm doar cu familiile despre ei, despre viața de familie și până la urmă s-a împământenit că luni seara avem dialog cu familii. Apoi mi-am dat seama că există o bogăție extraordinară în colegii mei slujitori și că i-aș putea aduce în casele dumneavoastră, în fața dumneavoastră, mai mult ca oameni, cu partea omenească, nu neapărat cu partea de slujire pe care o cunoașteți. Și așa am ajuns să pornim emisiunile de vineri seara și să dialoghez cu colegii mei și. Am fost chiar bucuros și sunt mulțumitor lui Dumnezeu că mulți le urmăriți, vă cunoașteți mai bine slujitorii, cunoașteți slujitori noi și prin aceasta cunoașteți mai mult despre viața lor, despre împărăția lui Dumnezeu, despre slujire. Aveți oameni pentru care să mulțumiți lui Dumnezeu și aveți oameni pentru care să vă rugați lui Dumnezeu. Sigur că pe inima mea au fost și au rămas tinerii, și m-am gândit că ar trebui să facem o seară și pentru ei. Nu știu cât se vor uita la emisiunile pe viața de familie, cât se vor uita la emisiunile care vorbesc despre slujitori și atunci, uite, găsim și o emisiune în care vorbim cu tinerii despre ei, despre prezent, despre viitor, biserică, ce le place, ce nu le place, ce va fi în prezent, ce va fi în viitor. Așa că am hotărât miercuri seara să fie seara tinerilor, când cu tinerii vom vorbi despre tineri. Cu ajutorul lui Dumnezeu de miercurea viitoare, vă invit de la aceeași oră, ora 19, să urmăriți emisiunile care îi vor aduce în fața voastră și în viața voastră pe tineri. Nu vor fi toți perfecți, dar veți vedea că sunt, sunt tineri deosebiți: tineri care îl iubesc pe Dumnezeu, îl cunosc pe Dumnezeu, vor să-l cunoască mai mult pe Dumnezeu și partea frumoasă chiar vor să slujească, să slujească în biserică, în afara ei, să slujească oameni de toate vârstele, oameni care îl iubesc pe Hristos și oameni care vor să devină precum Isus Hristos. Vă mulțumesc încă o dată că ne veți urmări. Rugați-vă să avem emisiuni care să-L glorifice pe Dumnezeu și să-I ajute pe cei care le urmăresc. Rămâneți sub binecuvântarea Lui Dumnezeu și nu uitați, dacă suntem în viață, sănătoși, ne vedem miercurea viitoare,